cei mai buni ucenici ai unui croitor vestit din partea locului. Fiind prieten cu localnicii, părinții l-au sfătuit să meargă către capitală. Aici, în capitală, treburile stau cu totul altfel, dar vestea iscusinței lui a umblat destul de repede, iar oamenii s-au obișnuit cu straele croite ca la carte de către Boțu Gheorghe. Bravo, super! Prin urmare a ajuns cel mai bun croitor din capitală. Da, însă lucrurile nu au stat foarte bine dintotdeauna, pentru că a venit și războiul. Da. Dar sigur, iar Boțu Gheorghe a avut de suferit, pentru că atelierul său a fost distrus. Distrus, dar Boțu Gheorghe n-a stat degeaba. Împreună cu ucenicul său, croia haine pentru mai mari militari. Așa. Recompensa în ce stă dat? În ce? În galegurii și în... Și în verde! Și nu era atât de egoist încât cinstea oamenii localnici cu berea de la Timișoara primită de la militari. Pentru tot ce a făcut, Boțu Gheorghe a primit recunoștința necesară, istoria i-a rămas vie până în zilele noastre, iar într-un final a ajuns președintele Academiei de Croitorie din România. Ce frumoasă! Să-i închinăm o bere timișoreană! O halbă strașnică timișoreană!